Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm să fim la un sfârșit de an. La un sfârșit de an în care ne uităm în pungă, în portofel, în cont, ne facem bilanțul. Ne uităm în frigider, în magazie, în dulap, administrăm provizii. Ne uităm în analize, în facturi, în datorii, ne cam îngrozim. Ne uităm în urmă, în viață, în inimă, câte regrete, câte amintiri. Ne uităm în jur, în casa goală sau plină, cum au zburat de lângă noi copiii. Ne uităm în buletin, în albume, în calendar. Ce repede au trecut anii. Ne uităm spre cimitir. Tot mai mulți dintre cei dragi sunt deja acolo și noi ne apropiem cu încă un an. Ne uităm la ceas, așteptăm ora 12. Un nou an, oare până când? Ne uităm în Biblie, mai luăm câte un verset, ca la loto. Oare ce vrea să ne mai spună Dumnezeu? Ne uităm spre amvon, așteptăm un mesaj, poate vreun obiect, ceva. Ne uităm spre munți, munții de păcate, de poveri, de grijuri, de frământări. Oare de unde ne va veni ajutorul? Ne uităm spre cer, oare care rugăciune ne va fi ascultată? Sau oare cui îi va asculta Domnul rugăciunea în seara asta? Ați primit cu toții un bilet, eu am făcut aici un format mai mare. Ce îi cere Domnului pentru anul 2024? Am primit deja câteva mesaje, eu sper ca rugăciunile voastre să inspire mesajul meu, dar mă rog ca și mesajul meu, predica mea, să vă inspire rugăciunea voastră. Am spus aici să scrii pe o foaie, pe foaia aceasta, un cuvânt, ține-l pentru tine, nu e nevoie să-l dai mai departe. Dar de ce e bine să scrii? E bine să sintetizezi, să concretizezi rugăciunea. Un lucru de care ai nevoie, ceea ce simți tu că ai nevoie în mod special pentru 2024, scrie-l pentru ca să te rogi pentru el tot anul. Să faci din el deviza anului 2024, să te rogi pentru asta, să te focalizezi pe lucrul pe care îl vei cere. Scrie-l ca să-i mulțumești lui Dumnezeu atunci când te va asculta, să realizezi că nu e o întâmplare. Scrie-l ca să îl ai ca mărturie că este în ceruri cineva care ascultă rugăciunea. Dar scrie-l și ca să evaluezi corect voia ta în raport cu voia lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea că unele lucruri să nu le primim. Biblia ne spune că nu aveți pentru că nu cereți. Și de asta e bine să scrieți, ca să vă convingeți că scrisul rămâne, să vă convingeți că ați cerut. Dar mai este și a doua variantă, nu aveți pentru că nu cereți și nu aveți sau nu aveți pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. De aceea, în această seară, aș vrea să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la un om care a avut harul acesta și mi-l imaginez și el surprins, așa cum ați fost voi surprinși, a găsit, să zic eu așa, un bilet pe care scrie care este cererea ta, ce ți-ai dori pentru viitorul tău. Era un tânăr. Dar cu toate că era tânăr, tatăl său deja a murit, i-a lăsat ca moștenire o țară, o funcție, o responsabilitate. Solomon avea să devină sau a devenit deja rege și și-a dat seama că nu e chiar așa de simplu, că nu este deloc ușor. Îți dai seama că cuvintele tale, faptele tale, atitudinile tale nu te afectează doar pe tine,
nu afectează doar familia ta, ci afectează o țară întreagă. Milioane de oameni depind de cuvintele tale. Milioane de oameni depind de deciziile tale, de faptele tale, de implicarea sau neimplicarea ta, de nervii tăi sau de răbdarea ta. Și își dă seama Solomon de această realitate, că viața nu influențează doar existența ta pe pământ, că viața ta interacționează cu viața multor oameni din jurul tău, că prin viața ta se pot mântui alții sau prin viața ta se pot pierde alții, că ești responsabil de ceea ce faci. De aceea, această seară, mă rog ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Și vă invit acum să ne ridicăm, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 3. Aș vrea să citim de la versetul 3 în continuare Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 3, începând cu versetul 3. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis, iar lui Solomon noaptea, și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, eu nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Domnul a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut. Bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi de tot și jertfe de mulțumire, și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Amin. Vă invit să vă reașezați. Solomon primește un cec în alb. Un cec în alb. Pentru Dumnezeu nu era o joacă, nu era o tentativă. La Dumnezeu cuvântul pe care îl rostește este real. Și Solomon a luat în serios lucrul acesta. Deși era doar un vis. Dar în visul lui s-a descoperit Dumnezeu, i s-a revelat Dumnezeu, i-a promis Dumnezeu, iar el a luat în serios visul acesta. Și a luat în serios lucrarea. Și a luat în serios viața și a luat în serios responsabilitatea sa ca rege și a luat în serios rugăciunea lui. Crezi în seara aceasta că Domnul ascultă rugăciunea? Sau crezi că rugăciunea este doar o activitate religioasă, un exercițiu spiritual și atât? Eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Eu cred că Dumnezeu este atent la ceea ce rostești în rugăciunea ta. Eu cred că Dumnezeu ia seamă la ceea ce scrii înaintea Lui. Și vă aduc aminte de un alt împărat, un om după inima lui Dumnezeu, Ezechia.
Și el, la un moment dat, a scris o scrisoare. El a scris-o și a pus-o înaintea Domnului. Probabil, nu știu, poate să te arău cu vocea ca mine în seara asta, nu știu de ce, probabil emoțiile, probabil a zis, vreau să mă opresc, vreau să scriu ceva, să fie și să rămână înaintea Domnului. A luat în serios Solomon închinarea, altarul, rugăciunea. Și a dat seama că înaintea lui Dumnezeu chiar contează. Și de aceea Dumnezeu i-a spus un lucru foarte simplu. Cere ce vrei să-ți dau. Cere! Și în seara aceasta gândește-te ce i-ai cere lui Dumnezeu pentru anul 2024. Ce i-ai cere? Care ar fi rugăciunea ta? Și permite-mi să-ți spun astăzi că rugăciunea ta spune multe despre tine. Dacă vei cere bani, eu nu zic că e rău, dar rugăciunea spune care sunt prioritățile tale. Dacă ei cere sănătate, rugăciunea va spune care sunt îngrijorările tale, problemele din viața ta. Sunt lucruri pe care le putem cere, nu că sunt rele în sine, dar în această seară putem învăța ca pentru anul 2024 să căutăm cel mai important lucru, cel mai valoros lucru, cel mai prețios lucru pentru un om în viața asta. Dar oare care va fi? Oamenii, în vremea în care trăim noi, cel mai mult rezumă viața lor, existența lor la bani. Pentru cei mai mulți, banul contează. Dacă ai bani, ai de toate. Și oamenii aleargă de dimineață până seara și cred că totul se rezumă la bani. Dacă ai bani, rezolvi orice în viață. Însă în această seară, Solomon ne stă ca exemplu. Putea să ceară avuție, să aibă bani. Că cu banii rezolvi, cu banii poți împărăți, poți distribui. Doamne, dă-ne că dacă vom avea, să vezi ce bine ne va merge. Solomon nu a cerut bani. Că banii te pot ruina. Oare este ceva mai important, este ceva mai valoros decât banii? Este ceva mai prețios decât aurul? Este ceva care are valoare mai mare? Cu banii poți să cumperi medicamente, dar nu sănătate. Poți să cumperi cadouri, dar nu prieteni. Poți să cumperi flori, dar nu dragoste. Poți să cumperi cărți, dar nu înțelepciune. Cu banii poți să cumperi diplome, dar nu experiență. Poți să cumperi voturi, dar nu autoritate. Poți să cumperi casă, dar nu siguranță. Poți să cumperi saltele și perne, dar nu odihnă. Cu banii poți să cumperi cosmetice, dar nu frumusețe. Poți să cumperi haine, dar nu alură. Cu banii poți să cumperi ceasuri, dar nu timp. Poți să cumperi mâncare, dar nu apetit. Cu banii poți cumpăra detergenți, dar nu curăție. Poți cumpăra distracții, dar nu fericire. Cu banii poți să faci nuntă, dar nu căsnicie. Cu banii poți să cumperi sânge, dar nu viață. Pentru că cu banii nu poți cumpăra chiar orice. Și și-a dat seama Solomon de acest adevăr. Putea să ceară bani, putea să ceară aur, dar și-a dat seama că în viață este ceva mult mai valoros, mult mai important, mult mai prețios decât aurul. Ce putea să mai ceară Solomon? Putea să ceară sănătate, așa cum ne dorim cei mai mulți. De obicei, tinerii, adolescenții, visează bani, că cu banii ții casă, mașină, multe poți face. Dar omul se maturizează și își dă seama la un moment dat că are bani, dar începe să-l mai doară ceva. Că la început omul dă sănătatea lui pentru a câștiga bani,
Și după ce s-a nenorocit și a distrus spatele, oasele, mușchii, pielea, de acum dă banii pe care a câștigat pentru sănătate. Numai că nu totdeauna se balansează, nu mai reușești cu banii pe care ai câștigat să-ți redobândești sănătatea. Și de aceea când auzi pe unul mai în vârstă, care-i lucrul cel mai prețios, îți va spune sănătatea. Dacă omul sănătos e bine, dacă ai sănătate e bine. Ei bine, dar Solomon și-a dat seama că există ceva, ceva mai important și mai important decât sănătatea. Ceva mai de valoare decât sănătatea, pentru că degeaba ai sănătate dacă nu o folosești unde trebuie. Degeaba ai sănătate, degeaba totul funcționează perfect, dacă viața ta nu este așa cum ar trebui să fie ea. Ce putea să mai ceară Solomon atunci? Putea să ceară viață lungă. Și zilele acestea, cea mai des întâlnită urare, știți care este? La mulți ani. La mulți ani și vouă. Să vă dea Dumnezeu cât mai mulți ani. Dar anii aceștia se vor sfârși oricum. Anii noștri, oricât de mulți ar părea, într-o zi se vor sfârși. Și există ceva mai mult decât viață lungă. Există ceva mai important decât mulți ani în viață. De aceea Solomon se roagă pentru ceva mai mult decât viață lungă. Putea să mai ceară Solomon ceva. Însuși numele său însemna ceva. Solomon înseamnă fiul păcii. Una din marile probleme de pe vremea lui, dar mai ales în anul 2023, pentru că e chiar aici, aproape de noi, e foarte aproape de noi, e problema războiului, problema războaielor. Evreii erau înconjurați de dușmani. Mereu aceștia veneau, le dădeau foc, îi jefuiau, le luau ce aveau ei mai scump. Și se putea ruga atunci Solomon, Doamne, dă-ne pace sau cum se poate obține pacea cel mai ușor? Să moară dușmanii. Dă, Doamne, moarte vrăjmașilor mei. Putea să ceară Solomon asta, dar și-a dat seama că există ceva mai important, ceva mai valoros, ceva mai prețios în viața asta decât să-ți moară dușmanii. Pentru că degeaba îți mor dușmanii dacă tu nu trăiești cu adevărat, dacă tu nu ai o adevărată viață, dacă tu nu ai în lăuntru pacea de care are nevoie sufletul tău. Ce lucruri putea să ceară Solomon? Atunci, în fracțiunile acelea de secundă, când dintr-o dată s-a gândit, i-a venit cecul acesta în alb, cere un lucru. Și eu am spus într-un singur cuvânt aici, nu toți au citit, ci deja unii vor să facă o poezie. Dumnezeu a spus, nu, un lucru. Concret. Că așa, un kilometru, te plictisești. Nu, un lucru. Cere ce vrei să-ți dau. Nu câte vrei să-ți dau. Cere un lucru. Doamne, ce a cerut Solomon? Înțelepciune. A cerut pricepere de la Dumnezeu. Pentru că, pe scurt, dacă ai înțelepciune, le ai pe toate. Și a dat seama Solomon că dacă are înțelepciune, toate vin la pachet. Și le putem vedea fiecare pe rând. Dacă ai înțelepciune, ai și bani. Dar dacă n-ai înțelepciune, poți să ai toți banii de pe lume, că tot praful se alege de tine. Ce înseamnă asta? Adică nu înseamnă că dacă ești înțelept vei deveni milionar, nu. Dar dacă ai înțelepciune, ai banii de care ai nevoie. Dacă ai înțelepciune, te bucuri de ei, îi folosești, dai slavă lui Dumnezeu și ești împlinit, ești mulțumit. Tot el, Solomon, se ruga, Doamne, nu-mi da bogăție. Ascultați ce rugăciune face el. Nu-mi da bogăție. Eu nu vreau să mă lepă de tine, nu vreau să te uit pe tine. Dar, atenție,
nu-mi da nici sărăcie, ca nu cumva să fur, nu cumva să iau în deșert numele Tău. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Dă-mi banii de care am nevoie. Dacă ai înțelepciune, ai bani, dar dacă n-ai înțelepciune și banii pe care ai, știți că există o poveste destul de tristă, eu văd asta în realitate. Sunt oameni care câștigă dintr-o dată, mai ales cei care câștigă la loterii. Zilele acestea vedeam de un astfel de om. A câștigat foarte mult și a ajuns din nou să măture strada, să fie un om, nu mai avea bani. A cheltuit, a topit milioane. Că dacă ai înțelepciune, știi să administrezi, știi să-i faci, știi să-i păstrezi, știi să-i folosești, dar dacă n-ai, poate să-ți dea cineva milioane. Oameni foarte bogați au fost în viața asta și sunt exemple, nu are rost să dau nume, dar exemple de artiști, de sportivi, de actori celebri, care au avut nu milioane, sute de milioane și au murit singuri, fără niciun ban, plini de datorii. Nimănui nu le trebuia moștenirea lor, pentru că n-au lăsat în urmă decât datorii. Pentru că în viață nu contează să ai bani, în primul rând. În viață contează să ai înțelepciune ca să folosești toate resursele pe care le ai. Și atâția oameni sunt care degeaba au bani. Dacă n-ai înțelepciune și să-ți dea cineva, oricum ar fi primiți acei bani. Dacă ai bani, dar n-ai înțelepciune, n-ai făcut nimic. Dar dacă ai înțelepciune și chiar dacă n-ai bani, cu înțelepciunea aceea vei ști să te descurci. Vei ști să trăiești și vei ști să mulțumești lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă ai înțelepciune, ai sănătate. Dar dacă n-ai înțelepciune, o pierzi pe cea pe care o ai. Zilele astea, în general, în Italia, la știri veți vedea, în perioada asta, în noaptea asta, serviciile de urgență din cadrul spitalelor în Italia vor fi pline cu cei care aruncă, atenție și aici, cu copii, cu adolescenți, petarde și tot felul din astea. Și mâine o să citim bilanțul. 3 acolo au murit, 5 fără nu știu ce degete, fără picioare, fără mâini și câte și câte se mai întâmplă. E bine, dar în România știți cu ce se umple spitalul? Porcul e bun. Oameni care n-au minte. Nu știu, unii probabil nu mănâncă tot anul ca să mănânce bine în seara de Revelion, nu știu. Indigestie, atâtea probleme, atâtea complicații, pentru că oamenii nu știu că mâncarea este un medicament. Mănânci ca să te tratezi, îți faci analizele, îți lipsește ceva, doctorul îți prescrie, înainte să ajungi la medicamente, să spună, mai ai nevoie de calciu, vezi că se găsește acolo, ai nevoie de magneziu, vezi că se găsește în asta, ai nevoie de potasiu, ai nevoie de asta, mănâncă așa, consumă asta, bea ceaiuri, fă astea, acolo le găsești. Dacă ajungi la medicamente, cam târziu. Dar oamenii mănâncă și unii, dacă n-au înțelepciune, eu mereu citesc versetul acela pe care Dumnezeu îl punea, avea acea întrebare retorică pusă lui Efraim, adică lui Israel. Ce să-ți facă, Efraime? Ce să-ți facă? Că tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Tu singur te chinui. Că cele mai multe boli nu sunt provocate de altcineva. Cele mai multe boli sunt provocați de oameni care n-au înțelepciune. N-au înțelepciunea de a se hrăni, n-au înțelepciunea de a se îngriji, n-au înțelepciunea de a procesa informațiile, emoțiile, sentimentele. Cele mai multe boli izvorăsc, au ca bază lipsa de înțelepciune a omului. Cele mai multe, eu nu spun că toate, că orice poate veni din senin, dar cele mai multe boli pornesc și sunt stârnite, provocate de lipsa de înțelepciune a omului. De asta în seara asta mă rog, Doamne, dă-ne înțelepciune. Pentru că dacă ai înțelepciune, ai sănătate. Dacă n-ai înțelepciune, poți să ai sănătate, bagă în tine, dă-i și
du-te după aia la pronto socorso. Că n-ai știut să te înfrânezi, n-ai știut să fii cumpătat, n-ai știut să mănânci sănătos, n-ai știut să te porți cum trebuie, mișcarea e pentru roboți, nu cumva să faci, nu cumva să pățești ceva. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dacă ai înțelepciune, apoi ai viață lungă. E adevărat că Dumnezeu este Cel care ne dă anii, dar se mai întâmplă ceva. Știi că tu poți să-ți lungești anii și poți să-i scurtezi? O să vă citesc mai târziu, nu am timp de seara asta, nu îmi propun să vă fac studiu biblic ca să vedem cum se face asta, să vă dau exemple biblice, dar sunt oameni care pot să lungească anii lor și sunt oameni care și-au scurtat viața lor singuri. Că noi de cele mai multe ori cam așa dăm vina pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu, El a decis. Sigur, El a decis că tu să bagi în tine până nu mai poți să ajungi la pronto socorso. El a decis. Și dacă mă dai și vorba românului Ortu Popei, tot Dumnezeu l-a chemat acasă, în gloria cerească, pe românul care nu știe să-și pună furculița în gât. Și dai vina pe Dumnezeu. O, Dumnezeu, atât i-a dat Dumnezeu, atât i-a fost dat. Oare nu cumva a dat Dumnezeu mai mult? Dar n-ai avut tu înțelepciunea să administrezi cât trebuie? Dacă ai înțelepciune, ai viață lungă. Și știi să folosești timpul tău. Și știi să-ți lungești anii tăi. Dacă ai înțelepciune, ai prieteni. Dar dacă n-ai înțelepciune, îi pierzi și pe cei pe care îi ai. Ați întâlnit în viață oameni care se plâng că ei n-au prieteni? Că nu au încredere în nimeni? Că nu pot discuta cu nimeni? Că nu se înțeleg cu nimeni? Că nu există biserică ideală? Că nu există un predicator care să predice cum trebuie? Că nu mai există proroci? Că nu mai există patroni cum trebuie, fabrici, locuri de muncă, dintr-o parte în alta, în alta, în alta, nicăieri nu se regăsesc, nicăieri nu-i bine. Ați întâlnit astfel de oameni? Dacă ai înțelepciune, oriunde ai fi în lumea asta, cu oricine ai sta la masă, apropo de masa pe care o rezervăm, că unii dacă ei pune la masă la întâmplare și s-ar pune altcineva, îi ia căldurile, pleacă acasă. Și în fața vrăjmașilor tăi, dacă ai înțelepciune și ai maturitate, poți să stai la masă cu oricine. Dar dacă n-ai, e și greu să găsești pe cineva la masă, foarte greu. Unii nici așa n-ar avea cu cine să stai la masă, dar asta e înghiță în sex. Sau poate unii de asta nici nu vor să stai la masă, că n-au cu cine. Poate și asta. Dacă ai înțelepciune, ai prieteni. Ce-i faci? Dar dacă n-ai, și prietenii tăi cei mai buni, și părinții tăi, și frații tăi, și cei din jurul, toți sunt dușmanii tăi, toți vor să fii tu nenorocit. Cam așa gândesc unii. Toți nu au niciun scop pentru care există decât să te distrugă pe tine. Toți pentru asta trăiesc, să știi. Ca să te distrugă pe tine, să te facă pe tine să fii nenorocit. Dacă n-ai înțelepciune, așa gândești. Toate există ca să te nenorocească pe tine. Toate sunt ca tu să fii nefericit. Dar dacă ai înțelepciune, te uiți în jur și vezi frați, vezi prieteni, vezi oameni creați de Dumnezeu, puși lângă tine să te ajute și dai slavă lui Dumnezeu. Și spunea bine Pavel cândva lui Timotei, vă îndemn, dar înainte de toate, înainte să cârtești, înainte să critici, înainte să dai coate, înainte de asta, oprește-te puțin și adună înaintea lui Dumnezeu mulțumiri pentru toți oamenii. Mulțumește lui Dumnezeu. Uită-te în jur și apreciază pe cei din jurul tău, că sunt prieteni, pot fi prieteni și fii tu prietenul de care are nevoie altcineva lângă tine. Și nu te mai plânge de alții. Dar dacă ai înțelepciune, ești prietenos. Dar dacă n-ai înțelepciune,
Normal, dacă tu începi să te lauzi, vorbești numai de tine, suni numai când ai tu nevoie. Toată discuția, dacă stai cu cineva, numai tu și copiii tăi și tu și tot ce ai tu și tot ce ai făcut tu, normal că prietenii fug la un moment dat, dacă nu mai în cap de tine, nu mai intră, vrea unul, știți, cere mingea, pasă, nu? Asta e, spui, mă, nu mai joc pe teren cu tine. Dacă mingea e numai la tine, numai tu vrei să dai gol. Cam așa e și prietenia. Există o reciprocitate. Dacă ai înțelepciune, îți faci prieteni, ai prieteni. Dar dacă n-ai, adică n-ai înțelepciune, îi pierzi și pe cei care sunt lângă tine. Și poți fi tratat ca atare, pentru că, nu pentru că n-ai prieteni, pentru că n-ai înțelepciunea să ți-i păstrezi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Așadar, fii înțelept ca să poți fi bogat. Nu fi doar inteligent. Fii înțelept ca să poți fi sănătos. Fii înțelept ca să poți fi longeviv, să trăiești mult. Apropo, mai ales copii, adolescenți, știți că există o poruncă în Scriptură și este singura care este însoțită de o făgăduință. Revin, trăiești mult sau puțin, îți dă Dumnezeu anii sau foarfeca e la tine. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Care-i făgăduința? Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. De cine depinde câte zile vei trăi? La cine-i foarfeca aceea care taie firul vieții? Dumnezeu, doar El decide, noi, nu cumva foarfeca e la tine? Nu cumva prin încăpățânarea, răzvrătirea, neascultarea ta, te apuci să tai din firul vieții, din zilele care ți-au fost rânduite? Gândește-te astăzi. Gândește-te astăzi și cere înțelepciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fii înțelept ca să poți fi prietenos, nu doar sociabil, prietenos. Și aș vrea să citim tot din Solomon, Proverbe, capitolul 3, citim câteva versete, eu cred că sunt importante. Dacă citim bine, ar fi să citim cartea Proverbe, mai ales primele capitole, se vorbește foarte mult despre înțelepciune. Solomon era un om care a înțeles bine înțelepciunea. Haideți să citim de la versetul 5 în continuare. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemăna cu ea. În dreapta ei, adică în dreapta înțelepciunii, este o viață lungă. În stânga ei, bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. De aceea rugăciunea în seara aceasta aș vrea fiecare să o poată rosti în dreptul lui Doamne, dă-ne înțelepciune. Putea să ceară Solomon atunci și slavă, pentru că asta își doresc oamenii, slavă. Slavă însemnând poate frumusețe, înseamnă confort, comoditate, ca împărat și-ar fi dorit slavă, renume, prestigiu, autoritate.
Dar Solomon a cerut înțelepciune, pentru că dacă ai înțelepciune, vei avea și slavă. Dar dacă n-ai înțelepciune, și slavă pe care fie o ai prin părinți, prin altceva, și aceea o pierzi. De aceea, în această seară, este atât de important să ne rugăm Domnului pentru înțelepciune. Dar dacă ați notat acolo ceva, există o înțelepciune pe care o ai tu, pe care ar fi mai bine, mai corect ar fi să o numim inteligență și să nu facem confuzie. Pentru că aici este marea problemă, mai ales a tinerilor, pentru că dacă au memoria bună, au inteligență, dezvoltă un segment de gândire din viața lor, un sistem prin care evaluează lucrurile din jurul lor, folosesc creierul lor într-un anumit mod, cu o capacitate mult mai mare, asta nu este înțelepciunea. Nu confundați inteligența cu înțelepciunea. Nu confundați șmecheria cu înțelepciunea, cum cred românii, cum ne descurcăm noi și știm să ne descurcăm. E o mare diferență. Înțelepciunea este cu totul altceva. Înțelepciunea nu este o memorie bună, de scurtă sau de lungă durată. Înveți ușor și uiți greu. Nu asta este înțelepciunea. Înțelepciunea este ceva mult mai mult. Eu numesc înțelepciunea cam așa. Este un proces complex și variat prin care înțelegi, prin care interpretezi și apoi relaționezi cu tot universul, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru. Nu doar un domeniu, nu doar un segment din viață, nu doar o materie la școală la care ești bun și ai luat nota 10, nu asta este înțelepciunea, ci înțelepciunea este ceva mult mai mult. Ca înțelepciune sau prin înțelepciune știi cine ești. Prin înțelepciune știi de unde vii, știi încotro mergi. Știi ce se întâmplă, știi de ce se întâmplă lucrurile în lumea asta. Știi ce ai, ce ți s-a dat, știi ce ți se cere, știi cine ți-a dat și știi ce poți face, ce poți deveni. Înțelepciunea înseamnă să vezi totul, să vezi pădurea, nu doar un copac și să faci doctoratul pe un copac. Asta se întâmplă. Pentru că omul înțelept, în primul rând, este smerit. Și Solomon asta a fost. Nu uitați, Solomon a devenit omul cel mai înțelept de pe fața pământului. Nu doar din vremea lui, din toate timpurile. Acest om a devenit cel mai înțelept. Știți cum a devenit înțelept? Cu o rugăciune. Cineva care într-o zi a zis, cere ce vrei să-ți dau. Și omul acesta s-a uitat, era deja înțelept, pentru că numai dacă ești deja înțelept, poți să ceri înțelepciune. Dacă n-ai înțelepciune, n-ai nevoie, că pe unii degeaba înveți, unii n-au ce învăța niciodată, pentru că ei toate, pe toate le știu. Omul înțelept știe că nu știe. Umberto Eco, contemporan cu noi, a trăit în secolul trecut, un filozof deosebit, un scriitor italian foarte apreciat, recunoscut, a primit într-o zi vizita unui filozof din India. În casa acestui mare om era o librărie de 30.000 de volume, 30.000 de cărți. Și pe când discutau ei așa la un ceai, s-a uitat omul acesta curios prin toată biblioteca lui și i-a pus o întrebare. Tu ai citit toate cărțile astea? Câte cărți ai? 30.000. Le-ai citit pe toate? La care Umberto Eco a spus, nu le-am citit pe toate. Am citit doar 20.000. La care indianul l-a întrebat, dar celelalte 10.000, de ce le ții? Dacă tot nu le-ai citit, ai de gând să le citești? Și a zis, nu le voi citi, pentru că nu pot să le mai citesc pe toate. Dar de ce le ții cele 10.000? Și Umberto Eco a dat un răspuns la care ar fi bine să reflectăm și noi. El a spus, cele 10.000 sunt măsura necunoașterii mele. Cele 20.000 le-am citit
le cunosc, le știu și ele sunt măsura cunoașterii mele, cât am putut eu să cunosc, să înțeleg, să citesc. Dar în viață, oricât aș citi eu, toată viața, așa a spus și Solomon, oricât s-ar trudi omul de dimineață până seară să citească, să studieze, niciodată nu va afla totul. Așa că nu te crede tu cel mai deștept, că acum toate le știi și nu trebuie să-ți mai spună nimeni nimic. Tu nu știi decât 0,000 și uită să spui. Atât știi tu din tot ce se poate ști. Și omul acesta a spus, cele 10.000 sunt măsura necunoașterii mele. Îmi aduc aminte că eu nu le știu pe toate, că eu n-am citit totul. Și toată viața mea, dacă aș sta aici în bibliotecă, niciodată n-aș putea citi. Astea sunt doar o măsură, o mică parte din tot ce înseamnă biblioteca universală, din tot ce înseamnă literatura universală, din tot ce înseamnă cunoaștere universală. E doar o mică fărâmă, iar eu din această mică fărâmă cunosc doar puțin. Iar dincolo de ea, mult mai multe sunt lucrurile pe care nu le știu. Asta spune omul înțelept. Mult mai multe sunt lucrurile pe care nu le știu. Mult mai multe sunt lucrurile pe care nu le înțeleg. Mult mai multe sunt lucrurile pe care nu le voi afla în viața asta, pentru că cunoașterea noastră este limitată. Și ce e înțelepciunea? În primul rând să descoperi, să realizezi și să recunoști că nu știi. Și că ceea ce nu știi este mult mai mult decât ceea ce știi. Și când te apleci așa deasupra Bibliei, deasupra tot ce înseamnă, îți dai seama că ești un neștiutor și ai nevoie mereu, ești mereu flămând, vreau să aflu ceva. Dar dacă nu știi, ești așa de mândru, așa de îngânfat ca un păun te umfli pe mine, mă, veciul, pe toate le știu. Tu n-ai nevoie de predici, tu n-ai nevoie de prorocii, tu n-ai nevoie de Biblie, tu n-ai nevoie de nimic, că tu le-ai aflat pe toate la facultate. Și tu le știi pe toate. Și mergi așa înainte, cu înțelepciunea ta, pentru că asta vreau să subliniez, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Există o înțelepciune care vine de sus, care este întâi curată, sinceră, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, fără părtinire, plină de roduri bune. Doamne, dă-ne Tu această înțelepciune care vine de sus. Și înțelepciunea înseamnă să înțelegi tot acest proces în care te afli, universul acesta, relația cu Dumnezeu și să știi să te relaționezi, cine ești, de unde vii, ce trebuie să faci, cum ar trebui să fii, cum ar trebui să cunoști adevărul, să trăiești adevărul și apoi să răspândești adevărul. Și mă apropii de încheiere spunând despre Solomon patru lucruri prin care omul acesta a dovedit că este înțelept, că a primit înțelepciunea și ce anume presupune înțelepciunea. Un om cu adevărat înțelept. Pentru că unii se fălesc, Pavel spunea la un moment dat în roman, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. În primul rând, înțelepciunea presupune spiritualitate. Noi credem în Dumnezeu și când crezi în Dumnezeu, realizezi orice om cu un minim de inteligență trebuie să recunoască faptul că nimic din ce a fost, din tot ce vedem, din ce a fost creat, nu a apărut la întâmplare. Nu poate exista conceptul de Big Bang, de întâmplare. S-a dezvoltat, a venit de unde? Ca să faci cel mai simplu lucru, ca să faci cel mai mic aparat, ai nevoie de un proiect de energie, de o atâția oameni să lucreze, să facă. Și noi vedem minunea lui Dumnezeu. Și atâția oameni de știință au spus, nu se poate, miliarde de stele, de galaxii, toate astea așa să fie din întâmplare, omul cu toată înțelepciunea lui, cu tot ce există în lumea asta, toate care sunt create, toate care sunt atât de perfecte din atâtea puncte de vedere, să spui că toate astea au apărut la întâmplare. Asta numai un om care, într-adevăr, doar spune că e înțelept, dar a pierdut orice dram de luciditate.
Este ca și cum te-ai urca într-un avion și avionul este 0,00 din tot ce poate însemna știința și să spui, avionul acesta s-a dezvoltat așa dintr-un bing-bang, cineva a aruncat acolo și toate astea așa s-au făcut frumos și toate becuri se aprind și toate exact la timpul lor când decolează, când aripile, totul e așa la întâmplare. Ei, știi că trupul tău, numai trupul tău este mult, mult mai complex decât un avion? Cum poți să spui despre tine, trupul tău, la întâmplare, a apărut așa, din senin, s-a dezvoltat milioane de ani. De ce în milioane de ani nu s-au dezvoltat avioane și atâta tehnologie? Pentru că orice minte spune, este un inginer, este un creator, cineva care a spus drepturi de autor, am lucrat la asta. Cu atât mai mult tu, ca om, ești creatura lui Dumnezeu, ești creația lui Dumnezeu. De aceea omul înțelept îl caută pe Dumnezeu, îi se închină lui Dumnezeu. Citim despre Solomon, a adus 1000 de arderi de tot. S-a dus acolo să se închine, s-a dus acolo să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, dă-mi înțelepciune, toate sunt în mâna Ta. Dacă n-ai înțelepciune, vei spune, mă descurc eu. Eu sunt capabil, eu sunt deștept, eu sunt puternic. Te descurci fără Dumnezeu în viața asta, e treaba ta. Dar dacă ai înțelepciune, caută-L pe Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea adevărată înseamnă spiritualitate, înseamnă că tu ești mai mult decât trup. Ai un suflet pus de Dumnezeu, un suflet care are nevoie de Dumnezeu, care nu are nevoie de bani, de glorie, de faimă, un suflet care nu are nevoie de viață lungă pe pământul acesta sau de sănătate, un suflet care are nevoie de Dumnezeu. Asta a înțeles Solomon, înainte de toate. A ajuns rege, a ajuns să aibă tot ce vroia el, dar și-a dat seama, eu mai mult decât orice, ca om, am nevoie de Dumnezeu. De aceea îl caut pe Dumnezeu. De aceea mă rog lui Dumnezeu, nu-i o rușine, eu ca rege, să îngenunchez când o națiune întreagă îngenunchează înaintea mea. Eu să vin să îngenunchez înaintea celui care este regele regilor. Domnul domnilor și nu se sfiește deloc Solomon să îngenuncheze, să-L caute pe Dumnezeu. Dacă ai înțelepciune în anul 2024, caută-L pe Dumnezeu. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, cere înțelepciunea Lui. Cere de la El discernământ, cere de la El călăuzire. Nu spune mă descurc eu, știu eu pe toate, am experiență. S-ar putea ca experiența ta să fie zero. Și de prea multe ori văd oameni cărora Dumnezeu trebuie să le zdrobească mândria și să le spună, hai să văd până unde merge șmecheria ta sau inteligența ta sau banii tăi sau că te descurci tu. Și de multe ori Dumnezeu trebuie să pună frâu unor astfel de oameni. Fii înțelept, nu fiți ca un cal sau un catâr fără pricepere. Și să spună Dumnezeu într-o zi, stop, până aici. În al doilea rând, înțelepciunea presupune smerenie, dorința de a cunoaște. Am spus deja, măsura necunoașterii. Știi că nu știi, că ai de învățat, că niciodată nu-i prea mult, că totdeauna mai este nevoie, că totdeauna vei descoperi lucruri noi. Și eu îndrăznesc în această zi să spun că atunci când vom ajunge în veșnicie, cred că una dintre cele mai mari mirări pe care le vom avea va fi cât de puțin am cunoscut din tot ce se poate cunoaște. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Mirarea cea mai mare atunci, dacă Domnul ne va ajuta să vedem în veșnicie tot, să vedem acolo tot planul lui Dumnezeu, acolo vom găsi răspuns la toate întrebările noastre care acum par fără sens. Când vom descoperi adâncul bogăției, înțelepciunii lui Dumnezeu, vom realiza cât de puțin am știut noi, dar cât de grozav ne-am crezut noi, că noi le cunoaștem, noi avem răspuns la toate întrebările, pe noi nu să nu ne învețe nimeni nimic, că noi, mai ales noi românii, noi suntem cei mai grozavi. Așa ne-au învățat de la școală, popor ca românul, noi nu există. Noi suntem cei mai din toate. Și nu vrem niciodată să mai învățăm.
să spunem, mai am de învățat. Sunt atâtea lucruri pe care încă nu le știu, pe care vreau să le cunosc. Mai am atâtea de făcut încă. Dar în al treilea rând, înțelepciunea presupune sacrificiu. Ceri pentru alții, renunți la tine. Subliniați, vă rog, acel verset care spunea, fiindcă n-ai cerut pentru tine. Fiindcă n-ai cerut pentru tine. N-ai cerut nici bani, avuții pentru tine, nici sănătate, nici viață lungă, nici moartea vrăjmașilor, fiindcă nu cer pentru tine. Ai cerut pricepere pentru alții, pentru poporul tău. Ți-ai dat seama că ceea ce faci tu îi afectează pe alții, de aceea te-ai interesat nu de tine, să-ți fie bine ție, tu să fii confortabil, tu să mănânci până nu mai poți, tu să ai hainele cele mai bune, tu să ai viața cea mai de lux, cea mai confortabilă. Nu ți-a păsat de asta, n-ai dorit asta, tu ai dorit pentru alții. Doamne, dă-mi înțelepciune pentru poporul tău. Și Dumnezeu spune, fiindcă n-ai cerut pentru tine, fiindcă nu te-ai preocupat pentru tine, n-ai fost un egoist, te-ai gândit la alții, fiindcă n-ai cerut pentru tine, îți dau ce ai cerut și îți dau ce n-ai cerut. Adică Dumnezeu vede aici cuvântul pe care tu l-ai scris, dacă e un cuvânt înțelept, El spune, îți dau ce ai cerut. Dacă ceri înțelept, Dumnezeu spune, eu știu că tu ai avea descris aici o pagină întreagă cu mii de lucruri pe care le ceri. Ei bine, Dumnezeu, dacă ești înțelept, îți va spune, îți dau și ce n-ai cerut. Îți dau și ce n-ai scris. Pentru că ai cerut pentru alții. Haideți să vă citesc câteva din răspunsurile voastre. Nu știu dacă le-ați scris între timp. Câțiva frați care au scris, cineva spunea, putere în slujire. Dă-ne, Doamne, putere. Unitate în familie. Dumnezeu să dea. Dragoste între frați. Este nevoie? Schimbări pozitive în copii. Pocăința lor. Mântuirea celor pierduți. Dumnezeu să aibă milă. În anul 2024. În prospătare, în viorare, o putem numi cum vrem, o înnoire, dacă vreți, cu adevărat să fie o înnoire a Duhului nostru, a sufletului nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că în al patrulea rând, înțelepciunea presupune sentiment, simțământ, dragoste de Dumnezeu, pasiune, chiar cineva asta spunea, pasiune pentru Dumnezeu, pentru lucrare. Versetul acela 3 spune așa, Solomon iubea pe Domnul. N-aș vrea să-ți vând iluzii. Cere lui Dumnezeu ce vrei pentru anul 2024. Dar nu uita, una din marile condiții este asta, iubește-L pe Domnul. Ni s-a citit din Psalmul 18, versetul 1. Te iubesc din inimă, Doamne. Tăria mea. Solomon iubea pe Domnul. Când îl iubești pe Domnul, nu mai contează, te sacrifici. A adus jertfe omul acesta. A avut în el pasiune, dorință de a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru el nu era o relație obligată. Trebuie să mă duc, iar e biserică, iar e program. De mine, ce greu trece. Iubea pe Domnul. Când stai cu cineva pe care îl iubești, adolescenții, tinerii, că ei de obicei mai... Dacă unui băiat îi place de o fată, nu cred că se uită la ceas, hai când terminăm o dată să plec. Ce ziceți, așa faceți? Fetelor, dacă vedeți că se uită la ceas, fugiți și voi cât vă țin tălpile. Că unul care te iubește vrea cât mai mult timp să stea cu tine. Cineva care te iubește vrea cu cât mai mult să vorbească cu tine. La fel și în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă îl iubești, îl cauți, petreci timp cu el, nu te plictisește cuvântul lui, vrei să vii în casa lui, nu te enervează ce îți spune el, dimpotrivă, îl iubești. Pentru că înțelepciunea te apropie de Dumnezeu.
Înțelepciunea trebuie să o dorești. Înțelepciunea trebuie să o cauți. Înțelepciunea trebuie să o ceri. Și înțelepciunea trebuie să o aplici. Sunt atâtea lucruri de spus despre înțelepciune, nu încape timpul. Dar mă rog ca în anul acesta, 2024, Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea. Omul lui Dumnezeu spunea, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară, dar să o ceară cu credință, să nu se îndoiască deloc, să nu se asemene cu valul mării care vine și pleacă. Să o ceară cu credință de la Domnul care dă cu mână largă și fără mustrare. Dacă lipsește cuiva înțelepciunea. Personal pot să spun că îmi lipsește înțelepciunea. Am nevoie tot mai mult de înțelepciune. De aceea rugăciunea aceasta vreau să fie o rugăciune în mod special. Doamne, dă-mi pricepere. Dă-mi înțelepciune. Și nu uitați, subliniați, vă rog, și acel aspect. Doamne, dă-mi pricepere și dă pricepere poporului Tău ca să învăț ceva, o înțelepciune deosebită. Se spunea acolo, de ce vreau pricepere, de ce vreau înțelepciune, de ce vreau să cărmesc poporul acesta? Ca să deosebească binele și răul. Vreau să închei cu adevărat cu lucrul acesta, cu aprecierea asta, în mod deosebit. Trăim vremuri în care binele va fi numit rău și răul va fi numit bine. Și va fi tot mai greu să discernem, să distingem între ceea ce este bine și ceea ce este rău. De aceea avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de discernământ. Înțelepciune înseamnă și a discerne între ce este bine și ce este rău. Pentru că diavolul se preface într-un înger de lumină, predică extraordinar, cântă magnific, e un înger de lumină. Și atât de ușor, atât de subtil te poate atrage, atât de ușor poți să-l crezi, atât de ușor poți să fii sedus. Se poate. De asta ai nevoie de înțelepciune. Pentru că mai ales în vremurile în care trăim, binele și răul vor fi două noțiuni care atât de mult se vor confunda una cu alta. Atât de mult se vor interpătrunde încât cu greu vom reuși să extragem binele din tot ce se poate vedea. Va fi tot mai greu. De aceea, mai ales pentru vremurile acestea, cu atât mai mult, având în vedere vremurile în care trăim, vremurile grele, având în vedere toate circumstanțele care ne stau în față, avem nevoie cu atât mai mult de înțelepciune. Pentru a cunoaște în anul 2024 ce este bine și ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea oamenilor. Că oamenii pot să țipe, oamenii pot să spună, oamenii își dau cu păreri și acum păreri avem mii. Dar să vezi voia lui Dumnezeu, să vezi părerea lui Dumnezeu, să vezi gândul lui Dumnezeu, să vezi planul lui Dumnezeu, să vezi voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, de asta avem nevoie. Doamne, dă-ne înțelepciune. Haideți să ne ridicăm, să venim în rugăciunea aceasta. Vor mai fi două cântări, dar vrem să fim cercetați de cuvântul lui Dumnezeu, cercetați de Scriptură, cercetați de rugăciunea aceasta lui Solomon, care să ne fie un exemplu, să motiveze mesajul ei, să motiveze rugăciunea noastră. Doamne, dă-ne Tu înțelepciune. Amin.